Ludovic Orban, președintele PNL, astăzi la întâlnire live Hot News. Bine ați venit, domnule Orban. Mulțumesc pentru invitație. Salut pe cei care ne urmăresc. Domnule Orban, puterea, PSD-ul, ALDE vorbesc mult în aceste zile și opoziția are ocazia să vorbească mult în aceste zile. Sunt foarte multe subiecte în ultima perioadă. Astăzi și președintele Klaus Iohannis a ieșit dintr-o silențio stampa de după decizia Curții Constituționale privind revocarea șefei DNA. Domnia sa a avut o declarație în această dimineață în care a spus că așteaptă motivarea Curții Constituționale, pe care o va citi până o va înțelege și apoi va lua o decizie. Vi se pare că președintele a fost rezervat? Nu. Nu mi s-a părut rezervat. E o conduită normală. Este firesc ca președintele României să nu exprime o poziție decât după ce are de-a face cu o decizie care este motivată, care este publicată în monitorul oficial, astfel încât să aibă toate elementele necesare pentru a lua decizia potrivită. PNL-ul a exprimat o decizie prin vocea dumneavoastră la vremea respectivă, în care spuneați că decizia Curții Constituționale nu poate să genereze niciun efect în ceea ce privește acțiunea sau activitatea președintelui și nu poate fi luată în considerare. Asta este opinia mea categorică, pentru că este evident că majoritatea politică din Curtea Constituțională, adică cei 6 judecători care au dat decizia, ei înșiși au încălcat Constituția. Culmea, Curtea Constituțională, care trebuie să fie într-un fel garantul supremației și respectării Constituției, Curtea Constituțională a încălcat Constituția, atacând, de exemplu, independența justiției, trecând complet, practic neluând în calcul Consiliul Superior al Magistraturii, care este organismul stabilit de Constituție care garantează independența și justiției. Care, în cazul procedurii s-a de pronunțat, s-a pronunțat și nu avea dreptul să se pronunțe în ceea ce privește motivele deciziei domnului președinte Iohannis. Cum se pronunță Curtea Constituțională în care tu să stabilești că președintele a refuzat nu pe motive de legalitate, ci pe motive de oportunitate? De asemenea, Curtea Constituțională nu poate să genereze obligații pentru președinte. Vă dau un exemplu. În cazul legilor, atunci când se declară o lege neconstituțională, nu Curtea Constituțională rescrie legea. Este atributul Parlamentului să rescrie legea. De asemenea, dacă ea este articolul rescris în urma declarării ca neconstituțională, e atacat și e iarăși considerat neconstituțional, Curtea poate din nou să-l declare neconstituțional. Vă aduc aminte, totuși, ultimul rând, că cei de la Curtea Constituțională, mă scuzați, s-au pronunțat pe un conflict juridic de natură constituțională în privința numirii unor miniștri, când era PNL-ul la putere, PNL-ul cu domnul Călin Popescu-Tăriceanu, dând atunci o indicație, o soluție, găsind o soluție la un conflict, spunând că președintele poate refuza o singură dată numirea unui ministru propus de premier. Și aici mai e o altă problemă. De exemplu, în Constituție spune că deciziile constituționale se aplică în viitor. Aici, și ăsta e unul din motivele pentru care eu am declarat că nu poate să se referă la procedura care s-a derulat. Pentru că deciziile se aplică la viitor. Și asta e discutabilă, decizia. Da, și, Curtea, atunci, Curtea Constituțională a fost chemată atunci, să se pronunțe pe un conflict. Da, a fost chemată acum să se pronunțe pe un conflict, dar în analiza acestui conflict a făcut o interpretare a Constituției privitor la atribuțiile președintelui în materie de refuz a numirii unor miniștri. Dar s-a referit la viitor. De asemenea, aș mai enunța totuși un subiect. Tot conform Constituției, articolul 80, dacă nu mă înșel, președintele, aliniatul 2, președintele veghează la respectarea Constituției. Adică inclusiv președintele are acest atribut de a veghea la respectarea Constituției. Și în cazul în care autoritățile statului, inclusiv Curtea Constituțională, încalcă Constituția, nu este obligat să respecte niște decizii care sunt
în contradicție cu Curtea Constituțională. Și astăzi am avut o decizie a Curții Constituționale care este mai mult decât discutabilă. Și de altfel îmi pare că în ultima vreme influența politică a PSD este din ce în ce mai puternică la Curtea Constituțională. Nu se poate Curtea Constituțională să dea niște decizii care sunt anunțate anterior de reprezentanța ai PSD. Sau să dea declarații reprezentanța ai PSD în care să facă ei prognoze ce o să apară în motivarea Curții Constituționale sau ce decizie urmează să dea Curtea Constituțională. Deja domne, este un proces... Orban, un proces. Este primul lider politic, este o premieră. În ultimii ani, cel puțin, sunteți primul lider politic care spuneți că o decizie a Curții Constituționale care, potrivit Constituției, este obligatorie, nu ar trebui respectată. Curtea Constituțională poate să ia decizii acolo unde Constituția îi dă competențele, Constituția, pentru că și Curtea Constituțională trebuie să respecte Constituția. Și, într-adevăr, unde are capacitatea să dea decizii care să fie conforme cu Constituția. Ori, vă repet, o mulțime de vicii. Mai adăugăm și viciu că însuși acest simplu fapt. Deci, Curtea lăsați-mă să zic. Curtea Constituțională are în componența Curții Constituționale un judecător care nu îndeplinește condiția stabilită tot de Curtea Constituțională într-o pronunțare. Mai precis, Curtea Constituțională nu își respectă deciziile. Deci, ca atare, Curtea Constituțională, menținând un judecător care nu mai îndeplinește condițiile legale și constituționale care au fost stabilite chiar de Curtea Constituțională, însă și Curtea Constituțională nu își respectă deciziile. Domnule Orban, un exercițiu de sinceritate. Dacă Ludovic Orban ar fi președintele României în acest moment, ar semna cum îl obligă decizia Curții Constituționale, revocarea, decretul de revocare, doamne Chioveși? Vă dau răspunsul după ce vine motivarea, dar poziția mea mi-am exprimat. Curtea Constituțională nu poate să dea ordine președintele și mai ales nu poate să dea, să oblige președintele, pentru că înseamnă că nu mai e democrație în România. Înseamnă că o majoritate care intră în Curtea Constituțională poate să dea ordine la toate instituțiile statului, la guvern, la parlament, la președinție, instituții democratice care au în spate votul cetățenilor exprimat, înseamnă că este afectată democrația. La urma urmei, dacă o majoritate conjuncturală dintr-un organism al Curții Constituționale dă ordine unor deținători de putere legitimi care au în spate votul popular, adică suveranitatea poporului, că poporul este deținătorul suveranității. Nu pot ei să încalce suveranitatea poporului, principiile fundamentale ale democrației. Eu mi-am precizat poziția pe tema asta. Deci sigur, modul în care, cu siguranță, modul în care va reacționa președintele va fi anunțat după apariția și a motivării și probabil va exista o motivare foarte serioasă din partea președintelui pentru decizia pe care o va lua. Ați vorbit cu președintele Iohannis în cadrul consultărilor pe care bănuiesc că le aveți periodic, ca l-a susținut totuși în Camera Electorală, vine din PNL. Ați vorbit de când Curtea Constituțională a luat această decizie? Între președintele Klaus Iohannis și Partidul Național Liberal este un parteneriat corect, transparent, un parteneriat care este bine cunoscut de fiecare cetățean. Comunicăm periodic. Cu siguranță ne consultăm asupra diferitelor situații, diferitelor poziționări, dar nu mă pune să vă spun chiar ce discut cu președintele. Nu v-am întrebat dacă ce ați discutat cu președintele, ci dacă ați discutat după această decizie, deci de la momentul acestei decizii până astăzi, de exemplu, deci, cu președintele. Am spus, avem o comunicare constantă. V-au acuzat mulți în momentul în care ați depus acea plângere, acea sesizare la parchetul general privind o pe doamna premier Viorica Dăncilă, că de fapt nu ați făcut-o, haideți să vorbim așa mai colovial, de capul dumneavoastră, ci v-a împins cineva de la Cotroceni. Autorul moral ar fi președintele Klaus Iohannis. V-ați consultat înainte de a face acest demers cu președintele Klaus Iohannis? Sunt un om pe propriile picioare, sunt un om care iau decizii asumându-mi integral responsabilitatea pentru deciziile pe care le iau, iar acest demers, așa cum am anunțat public, l-am făcut în calitate de cetățean,
prin decizia mea. Sunteți cetățean, sunteți președintele Partidului Național Liberal, totuși. N-am semnat, sesizarea ca președinte al Partidului Național Liberal. Dacă aș fi semnat sesizarea ca președinte al Partidului Național Liberal, cu siguranță ar fi trebuit să consult organismul statutar care putea să mă mandateze pe mine să iau o astfel de decizie. Dar, deși nu am consultat și am depus, ați văzut că biroul executiv a dat o decizie, un vot mai mult decât confortabil de solidarizare și de susținerea demersului meu, care este, de fapt, de domeniul evidenței. Că cel puțin câteva lucruri sunt de o gravitate fără precedent. Practic, toată strategia noastră de politică externă de cel puțin 30 de ani a fost făcută praf de Liviu Dragnea, în mod complet irresponsabil, trădând interese fundamentale ale României. Gândiți-vă cu astfel de decizie relațiile pe care le avem la nivelul Uniunii Europene. Gândiți-vă că aproape toate țările din Uniunea Europeană au avut o anumită poziție legată de acest subiect. Mai mult decât atât, vreți să distrugeți relația pe care o are România cu SUA, de exemplu, și cu Israelul. Până una alta, relația României cu SUA a fost afectată de conduita împotriva statului de drept, împotriva independenței justiției, împotriva luptei, împotriva corupției și conduita în general antidemocratică a PSD-ului. Ei sunt cei care au înrăutățit relațiile cu partenerul nostru strategic. În ceea ce mă privește pe mine, încă de la intrarea mea în viața publică, mi-am declarat clar susținerea pentru o relație excepțională cu Statele Unite ale Americii, odată cu stabilirea parteneriatului strategic, am fost unul dintre susținătorii cei mai clari, cei mai hotărâți ai acestui parteneriat strategic. Dar una e una, alta e alta. Statele Unite, de exemplu, eu nu am avut sub nicio formă, nicio poziție publică care să fie legată de decizia Statelor Unite. Iar chiar cunosc care este situația în Statele Unite, că există o lege care a fost dată în Congresul Statelor Unite privitor la mutarea ambasadei și că președintele nu a făcut altceva decât să pună în practică o lege. Atunci când s-a discutat, de exemplu, proiectul de rezoluție de condamnare a Statelor Unite, chiar am susținut poziția României, care s-a abținut, nu a votat în favoarea rezoluții adunării generale. Ați fost într-o vizită în Germania și v-ați întâlnit cu cancelarul Angela Merkel. Acest subiect a fost pe agenda discuțiilor dintre dumneavoastră și domnia sa? A fost tangențial. Discuția principală s-a axat pe relația bilaterală între Uniunea Creștin-Democrată și Partidul Național Liberal. S-a axat pe întărirea relațiilor în cadrul Uniunii Europene între Germania și România, intensificarea cooperării în toate domeniile, de la domeniul politic până la domeniul economic. De asemenea, am discutat despre politica europeană, poziții legate de politica europeană, de pregătirea alegerilor europene, pentru că știți, suntem alături de Uniunea Creștin-Democrată, membri ai Partidului Popular European. Am discutat de candidatul care se va decide la Congresul de la Helsinki. Aici fac o paranteză, Partidul Popular European va decide la Helsinki candidatul partidului la funcția de președinte al Comisiei Europene, astfel încât orice cetățean să știe foarte clar cine este candidatul susținut de Partidul Popular European la președinția Comisiei Europene. Sigur că au mai fost atinse și alte câteva subiecte, dar întreacă. Aici nu am avut tangențial. Ce v-a spus? Nu adică a existat... Ați că urmărește cu atenție, știți că e o formulă destul de folosită. Stimată doamnă, am avut o discuție de 40 de minute, ca să-i spunem așa, în tet-a-tet. Ca atare nu pot să vă prezint conținutul discuțiilor, decât acele teme de discuții pe care vi le-am prezentat și pe care le-am convenit cu doamna cancelar. Haideți să revenim totuși la această sesizare, cum îi spuneți dumneavoastră, depusă la parchetul general. Spuneți-mi totuși, cum v-a venit această idee? Dumneavoastră spuneți că ați depus-o în calitate de simplu cetățean. Dar cum v-a venit această idee?
nu știu, stăteați, a stat într-o seară și ați analizat lucrurile astea și... N-am stat într-o seară să analizez. Încă de la momentul producerii evenimentelor am fost sunat de mai mulți colegi și prieteni care mi-au relevat posibilitatea existenței unor aspecte de natură penală. Am avut mai multe discuții, am analizat faptele, evident, faptele din surse deschise pe care le-am avut și de care am luat cunoștință prin informațiile care au apărut în media. Și consider că deciziile sunt decizii extrem de grave, care afectează interese fundamentale ale României, iar aceste decizii au fost luate în condițiile încălcării unor legi, iar unele dintre fapte pot să aibă elementele constitutive ale unor infracțiuni. Asta nu hotăresc eu, că nu sunt eu procuror. Dar eu am simțit nevoia să fac această sesizare pentru ca să cerceteze persoane care sunt investite cu și au competențele constituționale și legale să facă această cercetare. Pentru că este evident că sunt câteva lucruri care sar în ochi. De unde știa președintele PSD conținutul memorandumului? Pentru că l-a prezentat în seara zilei respective, după ce memorandumul a fost adoptat în ședința de guvern, la o emisiune, la un post de televiziune. Și mai mult decât atât, a și spus că s-a luat decizia mutării ambasadei. Ne ducem foarte bine aminte. De asemenea, este clar faptul că președintele nu a fost consultat. Ori aici, în legea răspunderii ministeriale, refuzul de a informa președintele atunci când se comit fapte sau când se iau decizii care pot să afecteze interesele statului, poate constitui o infracțiune, conform legii răspunderii ministeriale. Adică sunt multe elemente. După aia e o întreagă, am văzut că e o întreagă dezbatere privitor la existența, de fapt, a două memorandumuri. Nu a unui singur memorandum, pentru că e ciudat cum s-a schimbat discursul ministrului de externe, discursul premierului, discursul inclusiv al președintelui Liviu Dragnea, cum s-a schimbat discursul după ce a izbucnit practic dezbaterea publică referitoare la această decizie. Și evident că a existat o schimbare de discurs care, pe lângă toate suspiciunile că au ieșit informații din zona Secretariatului General al Guvernului, care au apărut și în media, există posibilitatea să fie două memorandumuri, de fapt. Sau memorandumul care a fost adoptat să fi fost modificat ulterior. Cine a inițiat? Cine a dat ordinul inițierii acestui memorandum? De ce ministrul de externe nu l-a inițiat? Da, nu puteți să faceți o interpelare prin parlamentarii PNL-ului? Aici nu e vorba de interpelare. Dar am să vă mai spun un lucru. Multora li se pare o chestiune anormală. Nu este prima oară când fac sesizare. Am depus sesizare contra lui Adrian Năstase, când era Adrian Năstase prim-ministru, nu după ce a căzut Adrian Năstase, când era la apogeu puterii, când împreună cu Rodica Stănoiu, așa cum reiese din stenogramele publicate, stabileau cine e procuror, pe cine anchetează procurorul, ce soluție să dea un procuror sau altul, cine să instrumenteze un caz sau altul. Deci am sesizat, parchetul, stai să vă spun, am sesizat parchetul în privința lui Adrian Năstase, am depus o sesizare împreună cu Mona Muscă și mai eram, cred că doi, pe lângă Mona Muscă și mine, mai erau încă doi semnatari, Nini Săpunaru, mi se pare, și încă cineva. De asemenea, am depus o sesizare, dacă vă aduceți aminte, în campania prezidențială, mașinăria de propagandă dirijată de Ponta, care era premierul PSD-ului și candidatul la președinție al PSD-ului, l-au atacat violent pe președinte pentru faptul că are mai multe case. Și atunci am descoperit în declarația de avere a lui Victor Ponta că nu și-a declarat toate casele. Că apăreau 3 sau 4 case la Ponta și restul caselor apăreau la Daciana. Aici este vorba de înaltă plus trădare, totuși, în cazul de față, alte... în cazul doamnei Dăncilă, nu este că nu și-a declarat o casă în declarația de avere, totuși... Apare sesizare cu privire, ascultați-mă, apare o sesizare cu privire și la fapta asta, dar permiteți-mi să vă spun că, după opinia mea, atunci când un lider politic forțează instituții ale statului, cum e Guvernul României, să ia decizii contrare interesului fundamental al României,
numai pentru interesul lui personal, adică interesul lui Dragnea, lui Liviu Dragnea, se poate vorbi de trădare. Mă scuzați că îndrăznesc să spun. Nu hotăresc eu, dar am simțit nevoia să sesizez și aceste aspecte, pentru că nu m-ați lăsat să termin aici. Noi întotdeauna am avut o relație inteligentă. Am fost întotdeauna în relații foarte bune cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană. De ce trebuie să picăm noi la mijloc pe acest subiect? Și într-un fel să fim prinși într-o situație în care să trebuiască să alegem, că noi nu trebuia să alegem, pentru că nu ne-a cerut nimeni, nu ne-a forțat nimeni să luăm o astfel de decizie. E un lucru de domeniul evidenței. După aia România a avut de-a lungul timpului relații foarte bune și cu statul Israel și în același timp a întreținut relații foarte bune și cu unele state arabe. De multe ori România a fost oarecum chiar un intermediar și un factor implicat activ în negocieri și în procesul ăsta. De ce să ne distrugem aceste relații? Pentru ce? Ca să poată să se prezinte un lider politic din România care este cu încrederea la genunchiul broaștei să-și rezolve el niște relații personale pe plan internațional? Fiind subiectul atât de sensibil, ați simțit nevoia, ca să vă citez, să vă consultați înainte cu președintele Klaus Iohannis? V-am spus nu. Am luat decizia singur, nici după, pentru că este o decizie personală pe care am luat-o. Ce să mă consult cu președintele după pe un subiect de genul ăsta? Nu, dacă ați discutat după aceea pe această temă. Nu am discutat acest subiect. Adică nu v-am de altfel, președintele a și fost întrebat asupra acestui subiect și a dat o declarație publică pe tema asta. Acea declarație este suficientă ca să arate exact ce gândește președintele pe tema asta. Domnule Orban, credeți că președintele Klaus Iohannis a greșit când a dat o a treia șansă PSD-ului, numind-o, desemnând-o premier pe doamna Viorica Dăncilă? Am dat un răspuns. A luat o decizie așa cum i-a rezultat din analiză. A luat această decizie. Este o decizie care probabil a avut în spate un fundament solid. Noi nu am susținut în mod evident această variantă, dar decizia președintelui n-am contestat. Asta este. Dacă așa a considerat că îi indicau toate elementele, adevăr că știți că au venit la președinte, au venit cu demonstrarea majorității sub semnături. Toți parlamentarii care au sprijinit candidatura premierului și probabil președinte n-a vrut să declanșeze un conflict sau să le creeze oportunitatea majorității toxice să declanșeze un conflict care să rupă echilibrul care de bine de rău există atâta timp cât președintele României ține o linie corectă și încearcă să țină România pe o direcție bună. Domnule Orban, vă mai întreb o dată, pentru că președintele a spus foarte clar că îi cere demisia doamnei Dăncilă de 3 ori, pare mi se. Se dovedește a fi o decizie greșită? A greșit președintele Iohannis desemnând-o? A cedat prea ușor? Eu consider poziția actuală a președintelui cea mai bună poziție, și anume poziția în care i-a cerut demisia. S-a demonstrat cu prisosință în timpul care a fost curs că Dăncilă nu este capabilă să gireze funcția de prim-ministru, că nu ea conduce guvernul, că guvernul e condus de Dragnea și de locotenenții lui Dragnea, Vâlcov, Șaideh și alții, și că nu a înțeles cu ce funcție a fost investită doamna Dăncilă. De altfel, se vede cu ochiul liber pentru orice cetățean român că doamna Vasilica Viorica Dăncilă este complet nepregătită pentru exercitarea acestei funcții. Dacă președintele poate rămâne doar la cere demisia doamnei Dăncilă, parlamentarii Partidului Național Liberal au un instrument pentru a da jos acest guvern. Este vorba de moțiunea de cenzură pe care dumneavoastră ați anunțat-o. Spuneți-mi, când va fi depusă și cum stați cu negocierile? Deci am luat decizia depunerii moțiunii de cenzură, precizez, în această sesiune parlamentară, care se termină la sfârșitul lui iunie. Am constituit o echipă de negociere. Cine face parte din această echipă de negociere? Liderii de grupuri parlamentare, secretarul general al partidului,
oameni cu experiență parlamentară și de asemenea colegi de-ai noștri care au relații bune. În constituirea echipei am ținut cont și de afinitățile care există cu diferite grupuri parlamentare. M-a intrat Victor Dobre, care are o experiență parlamentară foarte vastă. Cu cine Lucian este responsabil de negocierea? Bode, permiteți-mi să nu vă spun. Lucian Bode, care de asemenea are o experiență vastă. Marian Petrache a intrat în echipa de negociere. Deci am constituit o echipă și am și stabilit un anumit mecanism de negociere. De asemenea, am implicat... Un mecanism de negociere care presupune ce, mă scuzați? Discuții pe toate nivelele, inclusiv la nivel de parlamentar individual și în această acțiune de încercare de a influența pe colegii noștri din Parlament care până acum au sprijinit guvernul, am implicat și parlamentarii partidului. Ieri am fost la reuniunea grupului parlamentar de la Camera Deputaților, unde am discutat subiectul acesta și, în mod evident, avem anumite etape de negociere. De asemenea, am și luat decizia că la moțiunea trecută ni s-a solicitat să venim și cu o alternativă sau măcar conturată, schițată o alternativă la guvernare, pentru care motiv pentru care am și pornit procesul. Oricum, comisiile de specialitate ale partidului sunt la finalul primei etape de realizarea radiografiei la zi pe fiecare domeniu cu identificarea problemelor majore, disfuncționalităților, tarelor de sistem și chiar în cursul zilei de astăzi avem o întâlnire în care începem să pregătim, să spun, elementele de bază ale unei alternative la guvernare actuală. Alternative la guvernare însemnând ce? Un cabinet? Adică în momentul când veniți în Parlament și prezentați... O schiță de program de guvernare, un set de priorități și anumite obiective pe fiecare domeniu. Nu poți să faci acum un program de guvernare, dar pentru a da cu adevărat o credibilitate suplimentară demersului nostru și pentru a arăta și posibililor noștri parteneri că există viață după viața pe care au deci dus-o sub... PSD, dar există viață după PSD. Există după PSD? Adică, mai exact, ce le promiteți, domnule Orban? Parlamentarilor cu care negociem? Da. Nu, ceea ce le promit cei din majoritatea guvernamentală parlamentarilor din opoziție pe care încearcă să-i atragă. Adică nu promitem nici funcții de director la Rom Silva, nu promitem funcții în structuri guvernamentale, încercăm să-i convingem, plecând de la evidența rezultată din realitate, că acest clan, această uniune de triburi grupată în jurul lui Dragnea, din ce în ce mai, cum să spun, mai mică și mai nocivă, face un rău imens României și că trebuie oprită această guvernare, această formă care este dăunătoare pentru România. Știți, și dumneavoastră aveți experiența tuturor ani, totuși parlamentarii nu iau decizii din asta decât gândindu-se foarte pragmatic. Discutăm și cu parlamentarii individual, dar și cu grupurile politice și cu liderii politici, cu liderii grupurilor parlamentare. De asemenea, discutăm și diferite grupări. De ce ar pleca un parlamentar din tabăra lui Dragnea, de exemplu, când se gândește probabil dacă rămâne acolo? Dar nu e obligatoriu să plece. E obligatoriu să plece. Până la urmă îi vor identifica. Haideți, ați văzut de fiecare dată când se votează, se pun... Nu. Ascultați-mă, de regulă nu îi lasă să voteze. Așa au procedat la ultima moțiune de cenzură, când am avut extrem de multe discuții și erau mulți parlamentari care, dacă ar fi fost lăsați să voteze, probabil ar fi votat împotriva guvernului. Să știți că e o stare foarte tensionată în PSD. Foarte mulți lideri din PSD, foarte mulți parlamentari din PSD nu-l mai suportă pe Dragnea, plus percep faptul că Dragnea aduce inclusiv PSD-ul în groapă. Și își dau seama că trebuie făcut ceva, pentru că le este efectiv rușine și de Dragnea și de premierul pe care marioneta de premier care a fost susținută de Dragnea. Am văzut și eu și dumneavoastră congresul PSD-ului. Nu am văzut, în afară de doamna Andronescu sau de domnul Nicu Băniceiu,
prea mare deranj sau contestarea domnului Dragnea. Vă readuc aminte că domnul Dragnea, în ciuda organizării care a făcut-o acolo, nu a avut curajul să supună la vot secret, un vot de încredere în el ca și președinte al PSD. A pus numai o întrebare și a pus pe oameni să ridice mâna pe sus. Cine a stat să numere la o sală de 4.000 de oameni, cine cu mâna pe sus, câți au ridicat mâna, câți n-au ridicat mâna. Dacă era într-adevăr, dacă avea curajul să consulte partidul, ar fi trebuit să facă un vot secret, dacă tot vrea să obțină un vot de încredere. Cred că la ora actuală, la un vot secret, nu știu dacă Dragnea ar mai fi președintele PSD. Și sunt convins că nu sunt toți parlamentarii Partidului Social Democrat chiar atât de irresponsabili încât să nu-și dea seama că Dragnea distruge România. Și chiar nu mai au nicio urmă de reacție și de bărbăție. Credeți că această moțiune va trece, domnule Orban? Sincer. Noi ne străduim și încercăm să folosim toate mijloacele oneste, cinstite, legale pe care le avem la dispoziție să convingem cât mai mulți parlamentari să voteze moțiunea de cenzură. Procentual așa, cam câte șanse? Mi-e greu să vă dau, că sunt multe negocieri în curs. Și sunt și alți factori care au apărut. Ați văzut că nu mai sunt în luna de miere nici PSD cu ALDE, nu mai sunt în luna de miere. Au trecut de mult de luna de miere și aici au apărut discuții și tensiuni. Chiar sunt pe câteva teme dispute extrem de serioase, cum e tema pilonului 2 de pensii, în care e clar că PSD-ul vrea cu orice preț să desfințeze pilonul 2 de pensii și să administreze cele peste 9 miliarde de euro care sunt în conturile private ale contribuabililor. Ori aici am văzut, deși în prima fază au sprijinit reducerea contribuției de la 5,1% la 3,75%, probabil că și-au dat seama că se sinucid politic, cei de la ALDE au întors pe aia. Și acum văd că sunt extrem de vocali în a se manifesta împotriva acestei măsuri. Există, ce faceți dacă moțiunea există trece, o mare tensiune, există o mare tensiune și privitor la, așa zisul, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, care este o mega escrocherie care este pusă la cale de Dragnea, Vâlcov, un grup extrem de restrâns din jurul lui Dragnea, prin care practic vor să confiște toate companiile de stat, să le introducă sub comandă unică și cu toți banii obținuți prin girarea creditelor care le obțin cu acțiunile societăților respective, să prăduiască acești bani în tot felul de proiecte cu caracter electoralist. Repet, ce facem dacă trece moțiunea? Partidul Național Liberal este pregătit să-și asume răspunderea guvernării. Sigur în actuala situație dezastroasă, cum o prezentați dumneavoastră, economic? Suntem dispuși să ne asumăm răspunderea guvernării, dacă va fi posibil. Sigur că probabil cea mai bună soluție ar fi reîntoarcerea la popor, dacă este posibilă procedural, pentru ca oamenii să relegitimeze practic situația, opțiunile oamenilor sunt complet modificate față de situația din decembrie 2016. Numărul oamenilor exasperați, nemulțumiți, revoltați de ceea ce face PSD-ul a crescut spectaculos. PSD-ul s-a prăbușit aproape 20% față de susținerea de care se bucura în ianuarie-februarie 2017 și este clar că revenirea la popor ar da un parlament cu o altă majoritate și care ar permite formarea unui guvern mai coerent și mai stabil decât structura actuală a parlamentului. Deci prima variantă, în cazul în care o moțiunea de cenzură a PNL-ului inițiată de PNL ar trece și guvernul Dăncil ar fi dat jos, ar fi alegerile anticipate. Deci prima este procedural. Trebuie să vii cu o propunere la consultările care se declanșează la președinte. Partidul Național Liberal va veni cu o propunere de premier, va veni cu o schiță de program de guvernare. Evident că vedem cum se așează lucrurile într-o eventuală negociere ulterioară. Nu putem spune de acum ce se va întâmpla. Trebuie să fiți pregătiți. Adică cu cine negociați această majoritate? Cu domnul Ponta, de exemplu? Negociem care... cu orice partener din Parlament care este conștient de nocivitatea clanului Dragnea și de dezastru provocat de acest guvern și care poate să voteze moțiunea. Cu toți. Ați lua
Partidul singurul, Românului pot alături singurul, de dumneavoastră. Singurul, asta nu înseamnă că... Domnule Orban, haideți să facem un exercițiu. Să spunem că această moțiune de cenzură trece. Președintele dă premierul PNL-ului, primește votul și trebuie să-și facă echipa. Da? Adică dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți premierul PNL-ului. Candidatul la funcția de prim-ministru al Partidului Național Liberal. Bănuiesc că nu s-au răzgândit colegii dumneavoastră de acum câteva luni și propun pe altcineva. A fost o decizie a Consiliului Național, da, care a fost luată cu o majoritate confortabilă. Cum vedeți un guvern care să aibă susținere parlamentară în afară de PNL? PNL-ul nu deci poate să-l facă singur. Prematur să începem o astfel de discuție. La ora actuală, toate discuțiile noastre și toată energia noastră se canalizează pentru atingerea obiectivului de a salva România de această nenorocire care înseamnă sistemul de putere Dragnea și Vasilica Viorica Dăncilă. Cu siguranță suntem pregătiți și să prefigurăm o eventuală dezvoltare ulterioară a evenimentelor, dar este prematur și permiteți-mi să nu vă dau răspunsuri. Vom lua probabil deciziile și le vom anunța public după ce cade guvern. Unul dintre cititorii Hot News vă întreabă dacă nu credeți că PSD-ul și-ar dori trecerea în opoziție, având în vedere situația economică. PSD-ul să-și dorească trecerea în opoziție? Păi dar ar pleca de la putere dacă și-ar dori. E simplu. Doamna Vasilica Viorica se scrie demisia și pleacă acasă. Nu cred că vor să plece de la putere. Ei nu există. Rațiunea lor de a exista și mai ales a grupului din jurul lui Dragnea este să fie la putere, să folosească puterea în interes personal, să o folosească de cele mai multe ori abuziv, și să utilizeze puterea politică pentru a subordona toate instituțiile democratice care, în mod normal, n-ar trebui să fie sub control politic. Asta și-a dorit dintotdeauna PSD-ul. Nu s-a schimbat ca și structură. PSD-ul ca partid are o vocație nedemocratică. Este un partid comunist în continuare, care încearcă să controleze tot, care nu înțelege democrația, care încearcă să folosească instituții democratice într-o manieră comunistă, dând comandă ca pe vremea aia prim secretarilor, ordin de la partid. De altfel, asta este felul lor de a gândi. Gândiți-vă că Dragnea, Stănescu, provin din niște județe sărace, în care ei, ca președinți de consilii județene, exercitau puterea aproape în mod absolut. Numai că aici vorbim de România, nu vorbim de Olt sau de Teleorman. Domnul Orban, spuneați că s-a schimbat matematica electorală în ultimii ani, deci de la alegeri încoace. Ce cotă electorală are acum în sondaje Partidul Național Liberal? În sondajele pe care, în analizele pe care le face și dumneavoastră, bănuiesc. Știți că nu-mi place să dau procente. PNR astăzi e între 27 și 30% pe orice sondaj care se face în mod onest și care nu urmărește manipularea opiniei publice. Iar PSD-ul s-a prăbușit. Asta este adevăr. De ce s-a prăbușit? Pentru că salariile au crescut, pensiile au crescut. De ce sunteți atât de sigur că s-a prăbușit? Cât are PSD-ul? Cât are? Spuneți. E simplu să mergeți la o benzinărie și să vedeți la cât a ajuns litru de motorină. Și să vă aduceți aminte că PSD în campanie a promis anularea supraaccizei la combustibil și după ce s-au instalat la putere, în august, au reintrodus acciza la combustibil. Supraacciza la combustibil. Știți foarte bine că în prețul combustibilului, carburantului pe care, cu care alimentăm la pompă, cea mai mare parte este acciza. Ori au crescut acciza. Este suficient să vorbești cu, inclusiv cu oamenii în vârstă, cu pensionarii, cărora li s-a promis luna de pe cer și cărora nici măcar nu li s-a dat indexarea la care aveau dreptul de la 1 ianuarie. De la 1 ianuarie punctul de pensie ar fi trebuit să crească cu 8% conform formulei din legea pensiilor. Cu toate astea n-a crescut deloc. La asta adăugați inflația de la 0,2% la preluarea puterii la 5,2%. Inflație care în realitate afectează mai mult puterea de cumpărare a unor familii cu venituri sub medie, pentru că în realitate uitați-vă la ce au crescut prețurile la mâncare, la energie electrică, la facturi, la gaz, la combustibil. Deci au crescut exact pe acele cheltuieli obligatorii pentru orice familie. În realitate, puterea de cumpărare a scăzut cu mult mai mult. Apropo de creșteri,
le-au promis în mediul privat, este o nenorocire. În mediul privat, dacă au rămas veniturile nete, mă refer la veniturile nete, la nivelul anului anterior, în condițiile în care am avut o creștere economică de aproape 7%. Unde se simte această creștere economică în veniturile angajaților din mediul privat? Pentru oamenii de afaceri, la o creștere economică de 7%, creșterea profitului pe firme, total, la nivel global, a fost de numai 2%, adică sub rata inflației, ceea ce înseamnă că, de fapt, profiturile firmelor au scăzut. PSD-ul a promis zero impozit pe dividende de la 1 ianuarie 2018. Nu numai că nu e zero impozitul pe dividende, dar pe lângă 5% s-a introdus și contribuția de sănătate. Toți cei care aveau contracte supraimpozitare... Este profitabil pentru PNL să vină acum la guvernare? Aici nu e vorba de a profita sau a nu profita ca partid politic. Este o stare de care anticipează dezastru. Dacă nu se așează o guvernare normală, o guvernare care, într-adevăr, să aibă competența necesară și mai ales responsabilitatea de a lua anumite decizii, ne ducem în cap, pentru că se accentuează toate dezechilibrele economice. Uitați-vă, de exemplu, numai ritmul de creștere al robor, care afectează viața de zi cu zi a oamenilor, toți cei care au credite, știu, simt cu cât le crește rata la credit. Accentuarea inflației. Nu există nicio măsură pentru a a opri această creștere absurdă a inflației. Și e și normal să existe inflație atunci când tu crești artificial niște venituri, fără să existe o creștere a volumului de produse și servicii care se realizează în țară, prin investiții, că asta este cea mai... Investițiile sunt motorul de creștere cel mai important. Creșterea productivității e de asemenea un motor de creștere. Creșterea exporturilor. Uitați-vă ce se întâmplă. În fiecare lună de la începutul acestui an, deficitul balanței comerciale mai adaugă încă 200 de milioane. O să ajungem la deficit al balanței comerciale de 16-17 miliarde de euro. Astea toate pun o presiune uriașă asupra cursului leului, iar la orice cădere a leului în raport cu euro, automat își generează inflație, își generează creșterea tuturor prețurilor pentru produsele care vin din import, își generează creșterea tuturor prețurilor pentru care se calculează, să spun, accize, taxe în echivalent valută. Deci este un carusel, e ca un lanț al slăbiciunilor. De fapt, e ca un bulgăre care a pornit la vale. Asta trebuie oprit, pentru că altfel ne ducem spre dezastru. Domnule Orban, pentru final, încă două întrebări de la cititorii Hot News. Cum s-ar poziționa PNL față de un posibil referendum privind depolitizarea Curții Constituționale? Să faci referendum pentru depolitizarea Curții Constituționale. Trebuie să schimbi Constituția. Aici trebuie o procedură de revizuire a Constituției care trebuie inițiată privitor la depolitizarea Curții Constituționale, pentru că actualul mecanism de numire, 3 judecători numiți de Camera Deputaților, 3 judecători numiți de Senat, 3 judecători numiți de președinte, actualul mecanism este înscris în Constituție. Este o procedură foarte dificilă care trebuie demarată atunci când într-adevăr există, că îți trebuie în Parlament majoritate calificată de 2/3. Ori astăzi suntem foarte departe de astfel de majoritate. Sigur că ar fi bine ca această curte constituțională să nu aibă influențe politice, așa cum se întâmplă astăzi, în care se vede cu ochiul liber că judecători care au fost numiți cu susținere politică se comportă mai degrabă ca parlamentari ai celei de-a treia camere în care a fost transformată Curtea Constituțională, ca a treia camera a Parlamentului, în care mulți acționează ca și reprezentanții ai partidelor politice și nu ca niște judecători independenți care gândesc în baza Constituției. Și... deci, de principiu, normal că suntem de acord. Dar se poate, fără modificarea Constituției, în lege să înscrii anumite criterii, anumite condiții mult mai precise și mult mai restrictive care să permită această depolitizare. Nu trebuie neapărat modificată Constituția. Și o ultimă întrebare. Dacă PNL este de acord... că tot vorbeam de această politizare și din justiție și de la Curtea Constituțională, dacă PNL este de acord cu eliminarea președintelui și a ministrului justiției din procedura de numire și revocare a procurorilor șefi. Dacă se face simultan, atâta timp cât rămâne ministrul justiției, trebuie să rămână și președintele, pentru că este principiul echilibrului. Trebuie să fie mai mulți factori implicați într-un proces, astfel încât să nu poate exista un monopol decizional al unui anumit grup. De exemplu, în decizia Curții Constituționale, lucru cel mai grav este că, practic, procurorii sunt puși în subordinea unui om politic. Și
și doar a unui singur om politic, lucru care este inacceptabil. Acolo sunt niște principii care stau la baza exercitării profesiei de magistrat și de procuror, că procurorul este considerat și el magistrat. Deci, independența justiției este fundamentală. Independența justiției este fundamentală. Consiliul Superior al Magistraturii este, conform Constituției, în arhitectura instituțională, organismul care trebuie să garanteze independența justiției. Chiar dacă nu scoți ministrul justiției și președintele, măcar trebuie să-i dai un rol Consiliului Superior al Magistraturii mult mai important. Adică să fie un aviz conform, peste care să nu poți trece. Dacă Consiliul Superior al Magistraturii zice nu la o propunere, acea propunere să nu poată să ajungă în poziția de procuror. Domnule Orban, vă mulțumesc că ați venit și ați răspuns și întrebărilor cititorilor Hot News și vă aștept după moțiunea de cenzură. Mulțumesc de invitație, oricând voi răspunde cu mare plăcere.